Roxana are 39 de ani și este mama unei fetițe de 7 ani. În 2020, la un banal consult ginecologic, medicii i-au dat vestea cumplită. Avea cancer ovarian. De când a fost diagnosticată, tânăra a făcut deja 4 reprize de chimioterapie, dar boala a tot recidivat. Determinată să câștige această luptă, a început să caute soluții în afara țării. A plătit 5.000 de euro pentru testele moleculare făcute în Germania și Italia, iar tratamentul costa 5.000 de euro pe lună. 3 luni de zile am suportat costurile cu acest tratament, după care am intentat proces către Ministerul Sănătății pentru a obține gratuitate. Momentan beneficiez de tratament, sunt conștientă că poate la un moment dat acest medicament se va opri, există șansa asta, nu garantează nimeni că e tratamentul potrivit. Roxana beneficiază de așa numitul tratament off-label. Asta înseamnă că medicul i-a prescris un medicament care nu are indicat pe prospect că este potrivit și pentru tipul ei de cancer, dar testele moleculare indică acest lucru. Doctorii folosesc această schemă de tratament pentru că uneori companiile nu fac studii clinice pentru toate tipurile de boli pe care medicamentul le-ar putea acoperi, fiind foarte costisitoare. În 2018, România a vrut să reglementeze acest tip de prescripție printr-un ordin de ministru, însă acel proiect nu a fost finalizat nici până în prezent. Dacă statul, prin Ministerul Sănătății, dorește și arată și își manifestă voința că dorește să reglementeze un domeniu, e bine, lucrul ăsta nu poate să rămână așa în aer, da? Deci o simplă promisiune. Încă o situație în care pacienții oncologici au câștigat procesele sunt cele în care statul român nu respectă termenele Uniunii Europene. Avem o directivă europeană care spune un lucru simplu, că orice stat membru al Uniunii are obligația ca într-un termen de 90 de zile să ia o decizie dacă include sau nu un medicament pe lista de compensat. Chiar dacă Agenția Națională a Medicamentului respectă legislația și dă aviz favorabil medicamentelor, noi intrăm în posesia acestor medicamente după mult timp. Pacienții au prins curaj, din ce în ce mai mulți dintre ei știu să-și ceară drepturile și le suntem alături ori de câte ori au nevoie. În România, peste 20.000 de decese puteau fi evitate anual, cu 48% mai multe față de media europeană, conform Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Mai mult, decalajul dintre țara noastră și Uniunea Europeană este de 5-6 ani privind accesul la medicamente, arată aceeași sursă.